palavras do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui vai me atrapalhar. Querida companheira Janja, eletíssimo senhor presidente Klaus Werner Iohannis, presidente da República da Romênia, e sua esposa Carmen Iohannis, primeira-dama da República da Romênia. Meu caro companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, Bogdan Erescu, ministro de Assuntos Exteriores da Romênia, embaixadora Maria Laura da Rocha, ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Mônica Micaela, embaixadora da Romênia no Brasil, e ministra Silvana Politi, encarregada de negócios da Embaixada do Brasil em Bucareste, embaixadores estrangeiros, amigos e amigas presentes neste almoço. É com grande prazer que damos as boas-vindas em Brasília ao presidente da Romênia, Klaus Iohannis, acompanhado da primeira-dama, Carmen Iohannis. Esta ocasião se reveste de importância histórica para as relações bilaterais entre nossos países. Brasil e Romênia estão completando 95 anos de estabelecimento de relações diplomáticas, sempre muito amigáveis e fecundas. Para marcar esse momento especial, o presidente Iohannis e eu discutimos um mapa do caminho para promover a revitalização das relações bilaterais dos próximos anos. Temos o potencial de ampliar o fluxo de comércio e investimentos em áreas diversas, como a agricultura, produtos de defesa. Não é possível aqui, viu? O Brasil é o maior fornecedor não europeu de alimentos para a Romênia, que, por sua vez, tem destacado desempenho na agricultura da Europa. São promissoras as possibilidades do intercâmbio entre a Embrapa e a Academia de Ciências Agrícolas e Florestais da Romênia. Podemos impulsionar o intercâmbio de produtos de defesa com possibilidades reais de cooperação científica e tecnológica. A Embraer vislumbra oportunidades de negócios com empresas do setor aeroespacial romenas. No momento em que o protecionismo ressurge e ganha força no mundo, podemos impulsionar alternativas que assegurem prosperidade compartilhada. Expus ao presidente Iohannis que o Brasil tem interesse na conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, que seja equilibrado e capaz de apoiar o projeto de reindustrialização e desenvolvimento do país. Além das relações políticas e comerciais, nossos países estão unidos por importante elo humano. Contamos no Brasil com comunidade de 40 mil descendentes de romenos que contribuem para o nosso desenvolvimento. O contato entre os parlamentos, também será um instrumento de aproximação entre nós, facilitado pela criação, em março,
deste ano do Grupo de Amizade Brasil e Romênia, Congresso Brasileiro com Congresso Romeno. Esse relacionamento fraterno entre Romênia e Brasil se reflete na sintonia de interesses que defendemos em temas relevantes da agenda nacional. A Romênia dispõe das mais extensas áreas de floresta nativa da Europa e compartilha da urgência que atribuímos ao enfrentamento dos desafios da mudança do clima. Por isso, informei ao presidente Orhani da candidatura de Belém do Pará como sede da COP30 em 2025. Vamos mostrar ao mundo o compromisso do Brasil com o maior desafio da nossa geração. Ouvi com muito interesse as considerações do presidente Orhani sobre a guerra da Ucrânia, país com o qual a Romênia partilha mais de 600 quilômetros de fronteira. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu. Reiterei minha preocupação com as consequências globais desse conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente sobre as regiões mais pobres do planeta. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, para encontrar a paz. Destacamos a necessidade de fazer avançar, no âmbito das Nações Unidas, a reforma do Conselho de Segurança, de forma a torná-lo mais eficiente e representativo das realidades do século XXI, em especial em relação à representação de países em desenvolvimento. Agradeci ao presidente Orhani o honroso convite para realizar a primeira visita de um presidente do Brasil à Romênia. É com esse espírito que convido todos os presentes a brindarem comigo a saúde e felicidade pessoal do presidente Orhani e de sua família e a amizade do Brasil com a Romênia. Com a palavra, o presidente da Romênia, Klaus Iohannis. Domnule președinte și stimată prima doamnă, domnule vicepreședinte, excelențe, bună ziua tuturor, îmi face o mare plăcere să mă aflu astăzi în vizită oficială în Republica Federativă a Braziliei, un prieten vechi al României și totodată cel mai important partener economic din regiunea Americii Latine. Mulțumesc președintelui Lula da Silva pentru ospitalitatea deosebită. Mă bucur să mă aflu în Brazilia în contextul aniversar marcat de împlinirea în acest an a 95 de ani de relații diplomatice bilaterale. Mesajul central al vizitei mele este angajamentul României pentru aprofundarea și dinamizarea relațiilor cu țara dumneavoastră în folosul națiunilor noastre. Împreună cu președintele Lula da Silva am adoptat declarația comună privind dezvoltarea relațiilor bilaterale. Acest document confirmă angajamentul reciproc pentru revitalizarea relațiilor noastre în anii următori și oferă totodată ghidajul și imboldul politic necesare extinderii contactelor între cele două țări,
la toate nivelurile și în toate domeniile de interes reciproc. Am discutat totodată modalități de aprofundare a cooperării existente, dar și de extindere către noi domenii, precum cercetarea în domeniul agriculturii, digitalizare, schimbări climatice, educație și cultură în beneficiul ambelor state. Am agreat că este necesară continuarea eforturilor comune pentru încurajarea oamenilor de afaceri din țările noastre să identifice și să demareze proiecte comune, precum și pentru stimularea investițiilor reciproce. Am reiterat totodată angajamentul de a continua cooperarea foarte bună dintre țările noastre pe subiecte de interes comun la nivel multilateral. În cadrul convorbirilor cu domnul președinte, am abordat evident și evoluțiile regionale și globale complexe. I-am prezentat domnului președinte viziunea noastră cu privire la situația de securitate de la granița României și la războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Mesajul României, ca stat vecin și cu cea mai lungă frontieră dintre statele Uniunii Europene și ale NATO cu Ucraina, este clar, puternic și trebuie înțeles de partenerii noștri. Oricât ar încerca Moscova să justifice acțiunile, Rusia este un stat agresor care a încălcat prin forță suveranitatea teritorială a Ucrainei și a încercat să-i anuleze independența, încălcând inclusiv Carta ONU. Ucraina este victima agresiunii ruse. Toate efectele negative ale acestei agresiuni la nivel global sunt consecința directă a acțiunii sale contrară dreptului internațional. Comunitatea internațională are datoria să sprijine Ucraina pentru a respinge agresiunea și pentru a câștiga acest război de eliberare a țării. România va continua neabătută să sprijine Ucraina, iar orice sprijin pentru securitatea Ucrainei este, de fapt, sprijin pentru securitatea României și a cetățenilor săi. I-am prezentat, de asemenea, domnului președinte, și consecințele războiului în multiple planuri, de la situația refugiaților până la criza energetică sau cea alimentară. Pe fondul crizei alimentare globale generate de război, România și Brazilia, producători agricoli și furnizori de alimente, au devenit contribuitori importanți la securitatea alimentară. Doresc să asigur Brazilia de sprijinul țării noastre și al meu personal pentru avansarea agendei Uniunea Europeană-Brazilia prin proiecte care să aducă beneficii cetățenilor brazilieni și europeni. Susținem astfel finalizarea cât mai curând posibil a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. L-am asigurat pe domnul președinte că susțin personal eforturile pentru ca anul acesta să avem un summit istoric Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caribiene, cu rezultate importante. Ne vom implica în succesul acestui eveniment pentru a plasa relațiile biregionale pe o traiectorie mai promițătoare și durabilă. Am discutat de asemenea despre procesul de aderare a țărilor noastre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în urma invitației primite de România și Brazilia la 25 ianuarie 2022 de începere a negocierilor pentru aderare. Îi adresez mulțumiri președintelui Lula da Silva, pe care l-am invitat să realizeze o vizită în România, pentru discuțiile avute și îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor deveni tot mai puternice. Vă mulțumesc și ridic paharul pentru prietenia dintre statele și națiunile noastre.